Era stop pe piept al acestuia, pune mingea jos, îl deschide pe Albin, mingea ajunge la Toto Tamuz, Tamuz, gol! 4-1 Petrolul în minutul 60, dubla lui Toto Tamuz, care intră și el în cursa pentru titlul de goal getter al României. Deocamdată polonezul Bilinski este lider cu 3 reușite. Din minutul 60 așadar, Petrolul reface diferența de 3 goluri în fața lui FC Botoșani. Și ce simplă a fost această fază de atac a Petrolului. Un stop pe piept al lui Filipe Teixeira, pasă către Juan Albin, acesta a lăsat pentru Toto Tamuz și Călin Tiuț încasează primul său gol în această partidă.